Legume de lux, asta am putea considera că își cumpără românii la o privire de ansamblu în piețe și supermarketuri. Roșiile românești costă și 20 de lei kilogramul, nici cele din import nu sunt cu mult mai ieftine, iar cartofii nu mai sunt de mult considerați mâncarea săracului. De la un an la altul s-au tot scumpit, iar acum cumpărăm cartofi noi chiar și cu 25 de lei kilogramul. În aceste condiții, românii cumpără mai puțin sau deloc. O salată sau o ciorbă de legume gătită acasă nu mai este la îndemâna oricui. Cu aproximativ 20% s-au scumpit legumele față de anul trecut. Aici nu poți trăi. Chiar nu poți. Nu știu, mi se par foarte scumpe. Roșiile la 20 de lei kilogramul, castraveții la 15, mi se par mult pentru lefurile astea de aici. Cartofii considerați mâncarea săracului nu mai sunt deloc așa. Acest aliment s-a scumpit cu peste 36% față de anul trecut, potrivit INS. Criza prețurilor a fost alimentată în special de criza îngrășământului. Stocurile îngrășămintelor s-au redus din cauza scumpirii gazelor. Și la roșii, la început de sezon, au explodat prețurile. Costurile de producție au crescut cu 50% în ultimul an. De exemplu, inclusiv sămânța s-a dublat ca și preț. Vă dați seama că avem nevoie de semințe profesionale. Combustibilul, energia cu care se încălzesc, și așa mai departe. Acum, din fericire, o parte din energie noi am compensat-o prin faptul că avem panouri fotovoltaice. Am gândit cu 5 ani în urmă chestia asta, fără să știm că va veni această criză energetică, dar rămân celelalte. Motorina, la utilajele agricole, gazul și așa mai departe. Anul trecut o sămânță pentru un răsad de roșii cherry, cum sunt acestea din fața mea, de exemplu, costa 1 leu. Anul acesta prețul s-a dublat. O sămânță costă 2 lei. Cei care cultivă răsaduri pentru a obține profit trebuie să crească prețul, ajungând undeva pe la 2 lei jumate, 3 lei. Și asta pentru că pe lângă sămânță mai e nevoie de turbă, de acest plastic în care sunt cultivate răsadurile, de energie, dar trebuie plătită și forța de muncă. La toate acestea se adaugă costurile de transport, depozitare și ambalare, așa că românul de rând plătește mult mai mult. Cine își permite cumpără o roșie, cine nu o cumpără, cine nu, 6 roșii. Costurile duble față de anul trecut, mai ales carburanții, motorina, că nu udăm în câmp, nu udăm cu curent. Și în câmp benzina și motorina au dăm cu motorul de udat. Și sunt destul de mari. Anul trecut roșiile cherry plecau din sere către mari retaileri la prețuri cuprinse între 10 lei și 12 lei pe kilogram. Deocamdată producătorii nu pot să dea un preț, dar spun că cu siguranță acesta va fi cu 10 până la 20% mai mare decât anul trecut. Războiul din Ucraina ne-a influențat foarte mult în mod negativ, adică au crescut foarte mult prețurile datorită faptului că s-a creat un deficit pe piața mondială. Legumele de sezon au prețuri ceva mai accesibile. Micii fermieri sunt însă extrem de afectați. În piață, tarabele sunt pline de trufandale, usturoiul verde se vinde la 2 lei legătura, ceapa verde 1 leu și 50 de bani, iar salata românească costă 2 lei și 50 de bani. Ceapa e 1 leu, ridichea 1 leu, verdeața 1 leu, legătura de morcov 2 lei, legătura de ceapă 5 lei uscată. Se caută? Nu prea. Nu prea. Ce faceți dacă vă rămâne? Le aruncăm. În România, producătorii de solarii și sere ocupă o suprafață de 4500 de hectare.